Bună ziua, stimați ascultători, și bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Rotisorul Politic aici la Radio Transilvania Zalău, la microfon Daniel Săuca. Astăzi sunt de vorbă cu președintele PRM Sălaj, domnul Viorel Stanca. Bună ziua și bine ați revenit la emisiunea noastră. Bună ziua și salut toți sălăjenii care sunt pe recepție. Avem un nou guvern, sau urmează să avem un nou guvern, destul de probabil că va trece guvernul Ponta fără emoții. Cum comentați această schimbare neașteptată pentru unii? Neașteptată pentru unii, previzibilă pentru alții. Acest guvern nu era menit să reziste mult, întrucât, după cum ați putut și noastră constata, miniștrii care au fost puși acolo erau simple păpuși, erau din linia a doua, erau practic lipitorii de afișe după vremea 2004-2008. Aceștia au ajuns miniștri și era cazul ca guvernul să cadă, parlamentarii și-au dat seama de slăbiciunea acestui guvern, de incompetența și imaturitatea membrilor guvernului și astfel s-a întâmplat minunea. Pe de altă parte, la început, Mihai Răzvan Ungureanu făcea dovada cu ușile trântite, chestia cu ușile trântite, că va fi un prim-ministru independent, nu va asculta de poruncile nimănui, dar ne-am convins că la 20 de minute după trântitul ușilor, un telefon din Modrogan a reușit să-l întoarcă exact invers sau de la Cotroceni, astfel încât a închis de data asta ușa cu foarte mare grijă. În plus, pentru mine a rămas o enigmă de ce Răzvan Ungureanu nu a răspuns acuzațiilor privind contactele pe care el le-a avut cu serviciul de spionaj izraelian, cu Mossadul. Și am tot urmărit chestia asta de curiozitate profesională să văd cam ce explicații dă acuzațiilor de acest gen care se aduc. Deci una peste alta, bine că a căzut acest guvern, guvernul care se face este un guvern, după părerea mea, cu miniștri profesioniști și cu un prim-ministru care pe mine m-a impresionat într-o emisiune de o jumătate de oră, de trei ori repetat același lucru: vreau un guvern cinstit. Vreau un guvern cinstit. Pentru mine asta a fost și ca om de afaceri și ca, mă rog, pregătirea pe care o am, să fie așa o imensă bucurie, că în sfârșit ajungem la o normalitate și că se termină cu furatul și așa mai departe. O întâmplare a fost, o întâmplare a fost că a ajuns domnul Bode ministru. Și aș vrea să știe toată lumea cum a ajuns el de fapt ministru. A ajuns ministru la, cu sprijinul lui Boc, dar la insistențele foarte mari a lui Ion Olteanu de la Bistrița, care are foarte mari încurcături cu băieții din energie, încurcături de alea în ghilimele, deci are relații importante acolo. Eu îl consider unul dintre regii sau piesele importante din domeniul ăsta al băieților deștept din energie și avea nevoie de o păpușă acolo și l-a găsit pe Bode, care, dacă l-ar fi întrebat unul în Congresul American, domnul Bode accepta să fie șeful Departamentului Economic al Statelor Unite? În mod cert Bode ar fi acceptat și după aceea s-ar fi gândit că știe 10 cuvinte în engleză. Deci ați înțeles ce am vrut să zic cu chestia asta. Și acum, așa ca o glumă, îmi zicea unul pe stradă cu câteva zile că Bode, zice, l-am văzut pe Bode primându-se pe stradă și întrebându-se în gândul lui oare chiar a fost ministru sau nu a fost un vis. Deci, el a trecut, nu malițios, el a trecut ca un figurant pe acolo, habar n-a avut, am vorbit cu oameni care lucrează în ministerul ăla și habar n-a avut cu ce se ocupă ministerul, nici acum nu cred că știe chiar exact cu ce se ocupă ministerul ăla. Și când l-am auzit și că are emoții la am căzut pe spate cu discuțiile cu femeiul, mi-l închipui pe Bode stând el de-o parte a mesei cu câțiva ghiotați de-ai lui și dincolo de la femei. Deci să fim rezonabili. Cum apreciați anumite teorii, zvonuri care circulă de câteva vreme în mass media națională, cum că de fapt această cădere a guvernului MRU a fost totuși planificată la Cotroceni? Este o cum să spun eu, o exagerare intenționată sau... Știți cum e chestia? La noi, la români, imediat ce se întâmplă o chestie, apar tot felul de variante, zvonuri și mai departe. Băsescu este atât de inteligent încât să-și fi dat seama că venirea USL-ului la putere îi va tăia toate pârghiile de conducere a noului guvern. Deci nu este nicio regie, asta s-a întâmplat, ei au luptat din toate puterile ca să nu se întâmple. Nu uitați vizitele în Modrogan până la ore târzii al lui MRU
înainte de ăsta și de fiecare dată cerea și lui Blaga și lui Boc garanții că parlamentarii vor vota astfel încât moțiunea să nu treacă. Dar amintiți-vă, de vreo două sau trei ori a fost el mereu personal numai drogan și discuții numai pe tema asta. Păi dacă era o regie sau asta, sunt prea multe amănunte de astea, prea multe detalii care converg la ideea că nu este nicio regie, că este un lucru care s-a întâmplat pentru că trebuia să se întâmple, pentru că parlamentarii, indiferent de politica care o fac, adică de partidul la care aparțin, s-au săturat și ei de ceea ce se întâmplă. Nu este posibil să furi în halul ăsta. Eu personal cred că din istoria modernă a României acest guvern a fost cel mai corupt guvern din istoria modernă a României. Nu se poate ca la noi, unde l-aș întreba eu pe domnul Bode să vină aici sau pe ăștia de la PDL, unde-s domnule banii din tăierile de pensii, salarii, din venituri, unde-s 100 de miliarde care au luat un împrumut de la Fondul Monetar Internațional? Că noi nu avem nici șosele, nu avem nici drumuri, nu știu pe unde, nu avem locuri de muncă, noi nu avem infrastructuri create, nu avem nimic. Ce am făcut cu banii ăștia? Unde sunt? Și tot eu vă dau răspunsul. E normal să fie în buzunarele miniștrilor ăștia sau a coaliților lor sau a clicii politice, politico-financiare care îi înconjoară. Pentru că la noi, față de Ungaria, de exemplu, o șosea costă 6 milioane de euro, la ei costă 2. La noi un bazin de not costă 3 milioane de euro, la ei costă 1. Și atunci unde-s banii? Unde-i diferența? Sau ala sala sporturilor din Brașov, 9 milioane de euro costă, s-a făcut una lângă Budapesta, 12 milioane au costat la Brașov. Cu aceleași utilități, după aceleași proiecte și așa mai departe. Deci toți banii ăștia sunt furați. Și eu ce cred acum? Și ce ar fi normal să se întâmple? Și m-am bucurat extraordinar când am auzit că acest domn Corlățean va fi ministrul justiției. Efectiv m-am bucurat pentru că îmi face impresia unui corect, cinstit și drept. Ar trebui să înceapă să se verifice ce s-a întâmplat cu banii românilor. Asta este lucru cu care și-ar câștiga cea mai mare încredere a populației. Să înceapă cercetările cu doamna Udrea, cu ăla de la Brașov, cu primarii din Alba, de pe unde naiba sunt, și care au cheltuit din banii publici într-o veselie, fără să se vadă nimic în urma lor. Dacă nu fac asta, pierd. O să fiți acuzat și dumneavoastră, ca și alți membri ai PDL, că dați, să zic așa, în fostul partid din care ați făcut parte. Eu am plecat din partid de facto acum 4 ani și de drept, adică cu demisia, acum vreun an și ceva. Deci eu n-am nicio treabă cu acest partid. Eu am fost partidul în care Băsescu era președinte și în care treburile se făceau așa cum era normal. De când a ajuns Boc președinte, partidul s-a dus dracului și va fi groparul Boc, groparul PDL-ul la nivel național, după cum am spus-o și în conferința de presă, Bode va fi groparul la nivel de sălaj. Eu n-am nicio treabă, nu dau un PDL pentru asta. Eu dau un PDL-ul care a creat un guvern și a fost un partid care a lovit în români cât s-a putut de mult. De ce n-am găsit soluții ca alte state să nu furăm pensiile oamenilor, să nu tăiem din salarii, să nu reducem nivelul de trai efectiv la subzistență? Deci nu este posibil așa ceva. Și indiferent că am fost sau n-am fost sau că am creat eu, asta este. De fapt, eu am creat partidul în sălaj, Bode în 3 ani reușește să-l distrugă ce am făcut eu în 8 ani. Dar eu n-am creat partidul din tot felul de oportuniști pe care în sălaj i-a adus el prin toate funcțiile de director de deconcentrate, vedeți niște no-name, înțelegeți? Și la nivel național la fel. Și atunci mi se pare legitimă poziția mea de cetățean. Și în afară de asta, de general, dacă vreți, să nu stau deoparte și să văd ce se întâmplă cu țara asta. De-aia am și luat PRM-ul, pentru că era singurul partid care, cu trecutul meu politic, nu știu ce, m-a acceptat fără nicio rezervă. Și l-am preluat de la aproape de la zero și cu o mână de oameni am reușit să facem 32 de localități, să avem liste de consilieri și primari și să vedem dacă reușim să obținem 2 mandate de consilier județean și 2 de consilieri local la Zalău, partidul ăsta va merge mai departe. Dacă nu, va dispărea de pe scena politică. Din această cauză, eu candidez la președinția Consiliului Județean, că am notorietate, nu știu dacă și voturi, dar notorietate am, și discutând cu băieții din partid, am zis că ridic probabil lista la consilieri județeni prin participarea mea la vot. Vreau să fac o acoladă aici. Se discută în mediile politice și nu numai faptul că prin candidatura mea aș afecta pe Tiberiu Marc de la USL. Eu, înainte de a lua decizia
de a candida la președinția Consiliului Județean, m-am întâlnit cu niște prieteni din Cluj, cu studii sociologice, a rugat să facă, fără foarte mulți bani, un studiu pe Zalău și am ajuns la următoarea concluzie. Voturile mele vin de la talibanii PRM-ului, deci aia care vor vota 100 de ani cu PRM-ul de aici încolo și nu sunt foarte mulți, și vin în special de la PDL. Unde am prieteni foarte mulți, unde mi-am creat niște relații pe viață, am fost pe Valea Someșului, pe la niște primării pe acolo și efectiv am fost primit ca și altă dată, fără niciun fel de rezerve. Deci voturile mele vin din acel bazin și nu din bazinul PSD sau PNL, care nici de fapt nici nu m-au votat niciodată pe mine și n-am avut nicio tangență cu ei. Și probabil de la nehotărâți. Oricum, îl voi afecta foarte tare, cred și sper, pe Dinu Iancu Sălăjanu, candidatul PDR-ului, după cum îl va afecta tot pe el și candidatura lui Stanciu Ghiță, Ghiță Stanciu. Că și voturile lui, tot în zona asta PDR-ului, vin pentru că și el relațiile politice acolo le-a avut mai puternice. Țărănici plus zona asta de PDR. Oricum, ținta și a USL-ului, și a PRM-ului, și a oricărui partid în afară de PDL, este scoaterea PDL-ului de pe scena politică. Cât se poate de tare. Să n-aibă minimum de primari, să aibă 2-3 primari, dacă ar ajunge și consilieri, cât se poate de puțin. Pentru că asta merită. Radio Transilvania Zalău, emisiunea Rotisorul Politic, astăzi cu domnul Viorel Stanca, președintele PRM Sălaj. Deja se discută și în presa locală, ați văzut și astăzi, probabil, cine va fi prefectul, cine va fi subprefectul, ce șefi de instituții deconcentrate vor fi schimbați, dacă vor putea fi schimbați și așa mai departe. Ce părere aveți? Domnul Săuca, eu dimineața am citit ziarele și când am văzut poziția USL-ului, al lui Tiberiu Marc și al lui Radu Căpânașu, dar în special Tiberiu Marc, am zis, bă, trebuie neapărat să-l sun, să-l întreb care e situația? Și am avut o discuție cu dânsul și am înțeles un lucru din discuția asta, că Tiberiu Marc este un lord. Un lord al politicii, un gentleman adevărat al politicii sălăjene. Acceptându-i să rămână în funcție pe ăștia, dar punând o condiție, nu vă amestecați în campania electorală. Ce vă spun eu cu certitudine, se vor amesteca cu totul în campania electorală. Și atunci va avea o motivație clară să-i dea afară pe rând sau deodată. De exemplu, Claudiu Bârsan, ăsta de la Sănătatea, de la CAS, cu Dărăban și cu Romeo Sârcă, în fiecare zi au două ședințe minim, una pe la 11, una pe la 3. Una o fac la Dărăban în birou, a doua o fac la Pororisum la masă. Deci tot timpul împreună, tot timpul complotează, tot timpul fac tot felul de combinații și așa mai departe. Alții în altă zonă la fel. Eu spun o chestiune, dacă USL-ul nu scapă de ăștia, are mari probleme, pentru că acești deconcentrați sunt, de fapt, sursa financiară a PDL-ului și a lui Bode și, totodată, ei așa i-a împărțit, pentru că pe ei poate dirija cum vrea. Bode folosește sistemul dictatorial. Nu te duci în comuna aici și nu faci, nu greși, te dau afară. Și atunci, pierzând deconcentrații, el pierde și omul de teren, deci munca în teritoriu, și pierde și resursa financiară. Am auzit că îi belește pe ăștia de bani, dar nu e adevărat. Eu ceream 2 milioane de concedat în campanie electorală. El cere 3 salarii. Și așa a și cerut 3 salarii când au fost numiți pe funcție. Deci, dispărând ăștia, dispare o problemă mare a USL-ului și a concurenței și a luptei în campania electorală. Eu să fiu în locul lui Tiberiu Marc, în 24 de ore, după ce aș ajunge la guvernare, aș schimba pe toți. Dar sunt șmecheri. Toți au dat examene de funcționari publici, concursuri, mai mult sau mai puțin contrafăcute și s-au stabilizat cică în pozițiile astea. Dar pot fi scoși și de acolo. Pe motivația, echidistanța politică, pe care ei nu o vor respecta. Unii dintre ei, în mod cer, nu. Aceasta era întrebarea. Totuși, sunt anumite semne de întrebare pe legalitatea acestor schimbări. Legalitatea? Păi asta e chestia, să vedem. Cum s-au făcut legi pentru a-i proteja, tot așa de bine pot fi și abrogate. Și cu numele politice, aceeași discuție. Și din urmă cu 4 ani, și din urmă cu 8 ani. Domnul Săuca, eu sunt pentru numirea pe criteriu profesional. Dacă de concentrați ăștia vor fi toți ca Nemeș, Luminița, Silaghi, nu știu cum, de pe la Șimleu, care habar n-au pe ce lume trăiesc și spuși acolo directori,
sau pot să dau o grămadă de nume, nu, treaba nu va merge înainte. La Direcția de Sănătate trebuie să fie pus un economist sau un medic, la, mă rog, pe criterii profesionale. Și dintre cei care sunt acolo, pentru că sunt oameni care au 5-6 ani de chimie și știu cu ce se mănâncă instituția respectivă. Nu tot punem câte unul de ăsta parașutat din politică, că a fost lipitor de afișe sau a luat cuvântul la, a fost la două televiziuni sau la o radio și îl faci directorul de concentrat. Sau mai nou, cum au făcut ăștia la București, îi faci miniștri. După modul în care o salutau pe Elena Udrea la intrarea minister. Deci nu se poate. Criteriul profesional ar trebui să fie. Și atunci, într-adevăr, punem România pe drumul pe care toți ziceau și ei, reformarea. Și de aici trebuie să înceapă. O întrebare care se pune și la nivel național și mai ales la nivel județean. Guvernare împreună cu UDMR sau fără? Fără UDMR. Eu pe asta m-aș duce. Au stat destul la guvernare, s-a văzut ce politică de șantaj fac. Ultima chestie aia cu Târgu Mureș și a fost clară cu universitatea. Nu acceptat să fie facultatea în limba maghiară, noi ieșim de la, din coaliție și cu asta ieșiți și voi de la guvernare. Și acum, cu un tupeu extraordinar, un tip de la președintele UDMR-ului de la din Covasna sau din Harghita, zice că ceva de genul că în cazul în care hotărârea de guvern va fi abrogată, vor fi mari probleme în Transilvania. Deci, citiți textul ei pe net și o să vedeți că sună cumva amenințare. Și că nu este corect ca un drept câștigat de maghiar să fie luat după aia înapoi. Dar este drept, întreb eu pe Oatil ăla și pe toți ăștia din UDMR, ca să câștigi ceva prin șantaj? Asta e drept? Trebuie văzut și cum a obținut ei chestia aia și în ce conjunctură. Deci, cu ungurii, nema la guvernare, 20 de ani de aici încolo să stea pe margine, pentru că asta le-a trebuit. Și populația, am rămas uimit. 5 candidați maghiari pentru funcția de primar, da? 3 candidați pentru funcția de consiliu județean. Deci, populația a rupt UDMR-ul. De ce? Pentru că nu a fost de acord cu politica lor. Păi dacă face o politică ca lumea, toți ungurii merg aliniați, da? În moment ce a început dezbinarea asta teribilă, înseamnă că ceva se întâmplă, că proprii lor membri, maghiarii, populația maghiară vede problema altfel. De fapt și ei sunt la fel de oropsiți cum am fost și noi românii, da? Și ei au ridicat mâna acolo, tăiați salarii, tăiați pensii, măriți TVA, distrugeți firme și așa mai departe. Și acum au exact ce au semănat. La fel ca și PDL-ul. De celelalte partide, ca să fim drepți, ca să menționat acest cuvânt, să fim drepți, celelalte partide sunt mai extremiste decât actualii de la UDMR. UDMR, acum, ei au fost aia de mijloc, conservatorii. Deci nu exagerăm nici cu radicalismul, nici cu teritorialele, nici cu alea, nici cu alea, dar l-au acceptat. Eu am citit cu ochii mei un interviu în care Kelemen Hunor zicea, l-a întrebat, vă mențineți părerea că teritoriul românesc să revină, nu știu ce, și autonomie teritoriale? La care răspunsul a fost, nu renunțăm la nimic din programul nostru politic. Ceea pe mine mă conduce clar la ideea că în programul lor politic este trecut revizionismul teritorial. Și aici, dacă ne apucăm să discutăm 3 ore, vă țin în teorii. Deci asta este ideea, că ei trebuie să rămână acum în stand-by, să stea să se uite frumos, să și consolideze drepturile care le au și să lupte mai mult nu pentru revizionismul ăsta teritorial, pentru teritoriu, ci pentru ridicarea nivelului de trai a populației, fiecare cum poate. O întrebare în acest context, să suntem totuși la emisiunea Rotisorul Politic, dacă UDMR va prinde o funcție în conducerea Consiliului Județean? E o întrebare. Eu nu știu dacă va prinde. După cum se arată lucrurile, depinde de ce se întâmplă la alegeri. Dacă vor avea consilieri județeni, iară vreo 10-12 consilieri județeni, normal că ei vor face o opoziție acolo și totul se va ramuri, dacă nu accept condiția să fie un vicepreședinte de Consiliul Județean de la ei. De-aia populația română să meargă la vot de data asta, să nu obțină 12 consilieri județeni maghiari, să obținem noi. Atâta cât să nu depindem de treburile lor. Pentru că celelalte partide românești, România Mare dacă obține, sau PPD-ul Dan Diaconescu obțin și ei 3-4, noi vom face front comun cu USL-ul în mod clar și fără niciun fel de discuție. Tocmai în ideea asta, dar ei să fie excluși de la guvernarea chiar și locală. Au fost de ajuns. Poate
poate puteți fi acuzați de lipsă de democrație, de democratism. Asta e dorința mea. Pentru că au fost 20 de ani. Eu, scaunul ăla s-a băgat în pământ acolo cu Ciocotibi. De când stă el pe scaunul ăla acolo. Înțelegeți? Și acum ar fi cazul să mai stea și românii să conducă cum vor ei. Chit că au stat un pic pe uscat. Pentru că, din câte am înțeles, eu nu am avut chiar atribuțiile care le-au avut în cealaltă legislatură. Dar ar fi cazul să mai stea, pentru că atitudinea lor nu este cea mai normală într-o țară în care populația română este majoritară. Și m-a scos năsărite foarte tare pe mine chestia aia cu afirmația că limba oficială regională va fi în județele Sălaj, Satu Mare, Bihor, în câțiva ani, pentru că noi pas cu pas, afirma ungurul ăla acolo, Kovács Péter, sau cum îl cheamă, secretar general, mi se pare că e la ODMR, pas cu pas urmărim acest lucru și, după calculele noastre, acest lucru se va întâmpla. Adică n-am înțeles. Unde în America, unde în Anglia, unde în Franța, unde în ăsta, limba minorității devine limba regională oficială? Ca și ce chestie? Adică omul nostru să fie angajat în primărie numai cu o condiție atunci. Să știe maghiara, altfel nu e angajat. Nu? Că trebuie să vorbească ambele limbi, dacă e limbă regională oficială. Știți ceva, eu nu vreau să intru mai mult în chestii de-astea, discuții de-astea pe UDMR, că nu pot să mă exprim cu toată larghețea, dar mi-ar place așa să mă întâlnesc la o emisiune televizată cu unul dintre fruntașii UDMR-iști, ca să văd ce explicație dau ei la chestiile astea. Așa, pentru curiozitatea mea. Că dacă îl întâlnesc pe stradă, Viorel, iară vorbește aiurea, iară nu știu ce, iară nu știu cum. Dar sunt niște chestii spuse de ei, cu gura lor. Pe net am citit. Cum va fi campania electorală? Lină sau cu atacuri și sub centură și cu lături? Vreau să vă spun ceva, foarte sincer. Ați văzut vreo lătură până când am intrat iar în jocurile astea? Eu le spun pe față, așa cum sunt, ca lumea să înțeleagă. Nu veți vedea din partea celorlalți nicio chestie de genul ăsta. Vă garantez. Toată lumea va fi calmă, toată lumea va merge frumos la campanie, cu afișe, cu banere, își va expune programele în mod de ăsta. Se vor ascunde multe minuni de astea, pentru că, de exemplu, PSD-ul merge pe chestii de administrație, pe chestii de programe, de, nu știu, mie nu-mi place, cum să spun, lipsește sarea și piperul într-o confruntare de asta în care trebuie să spun lucrurilor pe nume. Radio Transilvania Zalău, emisiunea Rudi Solul Politic, astăzi cu Viorel Stanca, președintele PRM Sălaj. Zona Șimleului, scandaluri. Păi, da, asta am auzit, m-a sunat cineva să-mi spună că domnul primar Septimiu Țurcaș dădea cu subsemnatul pe la procuratură. A fost chemat acolo împreună cu vicele primar, cu Mocanu, cu mai mulți, pentru ceva fur de energie. Dar eu cred că asta e numai începutul scandalului de la Șimleu, pentru că acolo sunt foarte multe probleme și lumea începe să vorbească, lumea începe să chiar să strige. Sunt discuții prin toate localurile din Șimleu despre tot felul de aia nu a făcut-o bine, acolo s-o lua mai mulți bani, au făcut un drum și după două luni s-a stricat, au adus nu știu ce nisip de la 20 de kilometri dintr-o pădure în loc să-l aducă de unde au declarat de la Someș, prostii de genul ăsta și sunt foarte multe mărunte de-astea care se adună și care îl pun într-o lumină foarte proastă pe Septimiu. Ceea ce pe mine mă bucură, pentru că este un dictator și ăsta. N-am putut face o listă ca lumea la Șimleu Silva. La oricine te duceai, bă, să n-audă Septimiu, că n-au aia. Deci și ăsta dictator până la Dumnezeu, cu amenințări, cu presiuni, cu tot felul de chestii. Asta e democrația. Dar acum nu mai poate amenința cu nimic și lumea să înțeleagă că primarul este sluga omului, nu omul este sluga primarului. Păi nu puteai merge la el acolo fără legitimație și pe mine mă legitimau la poartă când intram. Se plângeau oamenii, domnule, de o săptămână stau să merg într-o audiență la domnul primar. Pe ce atitudine e asta? Și amenințări și... Trebuie să vă întreb dacă aveți dovezi pentru afirmația asta. Dovezi câte vreți. Nu e cazul să facem aici procurori în emisiune, dar dacă vrea să mă dea în judecată, să mă dea că mă duc eu acolo cu dovezi. De ce și mă duc cu 50 de oameni după mine. Care, de ce sunteți atât de interesat de zona Șimleului?
Eu nu sunt interesat deloc de zona și mână. Chiar nu am, n-am candidat la primar, acolo am o listă de consilieri. Dacă scot doi consilieri, e foarte bine. Deci nu, n-am nicio problemă personală. Eu pe septembrie îl consider un om fără coloană vertebrală, un om fără onoare și fără obraz. Față de mine, cel puțin, au avut niște atitudini care exact la asta mă conduc. Fără onoare și fără obraz, fără caracter. Domnule Stanca, sunt afirmațiile dumneavoastră... Ale mele, da. Poate că o să cerem... Dar vreau să le scrieți și în presa. O să cerem pe treaba asta și un drept la replică, pentru că n-avem ce da, să... Da, nicio problemă, dați-i drept la replică. O să mă facă securist bătrân, o să mă facă nu știu cum, dar eu sunt un om curat. Deci nu mi-e frică nici de procuratură, nici de Băsescu, nici de servicii, nici de poliție, de nimeni nu mi-e frică. De-aia de la circulație mi-e frică câteodată că merg cu viteza mai mare, dar rest nu mi-e frică de nimeni. Pentru că n-am făcut nici o ilegalitate. V-a făcut clar. La un moment dat, mi se pare, o epavă politică, mi se pare... Dom'le, vreau să spun aici o chestie, că epavele astea în istoria navală s-au întâmplat că vase mari de linie, noi nouțe, s-au zdrobit lovindu-se de epave. E probabil că o epavă de asta le va produce mari stricăciuni și domnilor de pe corabia PDL-ului. Corabie care, de fapt, e ciur acum. Înțelegeți? Deci dacă se mai lovesc și de mine, și de Stanciu, și de Mocanu, riscă să se scufunde de tot. Nu, n-am considerat o jignire, e caracterul lui de... Eu l-am dus în partid, eu l-am ajutat să fie primar, alte chestii, dar nu e nicio problemă de asta, că în politică totul e permis. Bun, să ne întoarcem la candidatura noastră la Consiliul Județean. De ce? Dacă Partidul România Mare nu obține doi consilieri județeni, doi locali, după cum am mai spus, riscă să iasă de pe scena politică. Din sondajele care s-au făcut la nivel național, de către alte partide, că n-am avut banii să fac sondajele astea, a rezultat că eu sunt o persoană cu o foarte mare notorietate. Asta nu înseamnă, repet, că asta însemna și voturi, dar persoană cu notorietate. Și atunci băieții de la partid au insistat, a insistat și domnul Vadim Tudor, care s-a interesat de situația noastră de aici, a trimis un coleg de-a meu, fost de la serie, care e șef cu organizarea, și fiind eu cu notorietatea, Vadim, băieții, nu știu ce, m-au determinat să merg acolo. Dar le-am spus cu o condiție. Candidez dacă nu afectez pe domnul Tiberiu Mar, care trebuie să iasă, acum și la guvernare, eu de pe vremea aia bănuiam că se schimbă treaba cu guvernul, și așa am ajuns să candidez. Sper din tot sufletul să nu-l afecteze și să câștige alegerile. Și mă bucură extrem de tare, așa a fost ca un fel de bucurie pentru mine personal, când am văzut cele trei candidaturi la Consiliul Județean din partea maghiarilor. Deci voturile lor se vor disipa, ceea ce înseamnă că Tibi are șanse mult mai mari să nu fie încurcat de mine. Dar oricum, eu pe unde m-am dus, am explicat oamenilor că de ce am candidat și că mie îmi trebuie voturi pentru consilierul județean și nu mie personal ca și președinte la Consiliul Județean, pentru că și sondajele și normalitatea ar fi ca el să iasă și nici într-un caz eu. Cum vedeți? Și nici nu-mi doresc să fiu președinte de Consiliul Județean, deși am făcut, cum se face, un program de acțiune, un program politic pentru perioada în care aș fi, să zicem, prin absurd, președintele Consiliului Județean, deci nu-mi doresc acest lucru, îmi doresc ca acest partid să nu dispară, pentru că e păcat, e singurul partid de pe șichierul politic și sălăjan și românesc care mai pune pumnul în gură UDMR-ului. Cum vedeți candidatura domnului Dineancu Sălăjanu la Consiliul Județean? Dineancu Sălăjanu, eu am avut o discuție cu tot întâmplătoare cu el acum vreo două luni de zile și zicea, mă, Dinule, ce vrei să faci? Nu suntem prieteni, dar am un respect pentru el. După cum am spus și în conferința de presă care am avut-o, eu îl consider o emblemă a județului Sălaj, alături de doctorul Pușca și profesorul Tadici. Sunt niște oameni care au făcut să se ridice drapelul românesc în străinătate pe catarge și totodată au făcut să vibreze sufletul românilor, fiecare în felul lui. Tadici cu bucuria succesului, el cu bucuria cântecului. Și nu-l văd deloc în postura de președinte de Consiliul Județean și nu-l văd luptând din tot sufletul pentru chestia asta, pentru că eu sunt absolut ferm convins că în sufletul lui nu-și dorește să fie președinte de Consiliul Județean, dar Bode, având ei o afacere împreună pe acolo, pe la Valea Barcolului, cu ceva pensiune, am auzit, nu prea sunt clar ce, cu fonduri europene, l-a determinat să candideze, neavând al candidat și neavând el curajul, Bode.
În mod normal, orice președinte de partid trebuie să facă gestul ăsta, să meargă să candideze pentru partid la cea mai înaltă funcție de județ. Că el nu e președinte de partid la București. El e președinte de partid în Săraj. Dar el n-are curajul ăsta, normal. N-are. Ce să spune electoratului? Sau cine-i Bode, de fapt? El a făcut tot posibilul, ca acum să mă descarc un pic, să mă elimine. Eu am vrut să mă duc la partid. În continuare, ca și membru în birou permanent simplu. A făcut tot posibilul să mă înlăture, pentru că are un complex. El totdeauna a fost umbra mea. Și așa ar fi fost și de calitatea de ministru. Nu-i decât o umbră a mea în Sălaj. Și neavând curajul ăsta, el personal, a insistat pe lângă Dinu Iancu Sălăjanu, determinându-l să candideze. Eu n-am ce să mă leg de Dinu Iancu Sălăjanu. Ar fi eu, din partea mea, sufletește, nu pot să fac. Eu v-am spus, îl consider o emblemă, îl admir, e un profesionist desăvârșit și-a făcut treaba acolo, laud acum. Și-a făcut treaba și la Consiliul, la Casa de Cultură a Sindicatelor, ca lumea. Deci, un om deosebit. Și respectos, și cult, și tot ce vrei. Dar nu-i locul lui acolo. Locul lui între oamenii de artă, în folclor, în muzică, acolo unde trăiește și unde e fericit. Pentru el n-ar fi o fericire să meargă la ora 8:30 la servici ca să vină secretarele, să prezinte situațiile de pe drumul X, de pe drumul Y, n-avem bani pentru aia și așa mai departe. L-ar distruge ca om și ca persoană. De aia spun încă o dată, a fost pur și simplu, sunt curios cum a reușit Bode să-l determine, ce l-a făcut, într-o discuție că o să aflu o dată, cum de-a reușit totul să-l determine, pentru că a fost foarte vehement împotriva. Acolo, la PIN l-am înțeles, a fost o efervescență de asta, gen Gușă, Cosmin, care a stat de vorbă cu el, hai mă să facem o treabă pentru țară, pentru aia, bun. Dar ce să, el practic este reprezentantul unui partid mort. Un partid, adică în moarte clinică, îl mai ține niște supape de respirat. Pentru că după alegerile locale, acest partid se va rupe. E clară treaba. Și vă spun fără nicio jenă, Blaga va lua o parte din partid, aia curații care, și care are cât de cât curați, și va rămâne de partea altă Boc cu toți corupția aia, cu Verena Udrea, cu Anastase, cu toată lumea. Va rămâne în partea cealaltă. Ăștia care se duc cu Blaga vor fi un partid liberal, de nuanță liberală, care va face cândva o conjunctură cu Partidul Național Liberal. Ori se vor disipa, se vor dizolva în ei, ori vor fi partenere în acțiuni. Încă o chestie. În mod normal, dacă Băsescu se va cere suspendarea, eu așa am auzit și așa cred că ar fi normal, suspendarea președintelui, automat după suspendarea președintelui, urmează să cadă Chioveși, șefii serviciilor secrete și morarul de la DNA. Fără astfel de mișcări în România, USL-ul practic stă spânzurat de o cracă. Deci Traian Băsescu, după părerea mea, nu va ceda niciodată. Va umbla cu tot felul de șmecherii, cu tot felul de chestii, combinații și așa mai departe. El nu este pentru coabitare. Traian Băsescu este comandant. El trebuie să conducă. Asta e în firea lui și în spiritul lui. Este sistemul lui de valori. Deci asta văd eu că se va alege. Și-s curios ce face atunci Bode cu Țurcaș și așa mai departe. Țurcaș, vă spun. Țurcaș, dacă câștigă primăria, în perioada dintre alegerile astea locale și parlamentare, trece la PNL. Cum de fapt era și programat să treacă, dar nu știu ce diferențe au fost pe acolo, de nu s-a reușit treaba asta. Pentru că știți de ce? Inteligent. Un primar fără bani este un primar paralizat. Înțelegeți? Oricât ai fi de deștept. Și atunci ăștia care sunt acum la guvernare vor fi și după 2013, până în 2020, probabil. Și atunci orice primar cu creier în cap se duce la partidul care îi dă fonduri să-și poată face programul. Asta este. Și marele Țurcaș de la PDL va trece fără nicio jenă, având în vedere caracterul infect pe care are, fără nicio jenă trece la... Declarații grele, domnule Stanca. Nu are nicio problemă. Oricum el a declarat chiar aici, la Rotisorul Politic, nici vorbă de așa ceva. Domne, cum să vă spun eu? Eu am auzit odată un mare, n-are să-i zic numele, care a venit un deputat la și a zis, domnul președinte, știți, mi-ați promis că, mi-ați dat cuvântul de onoare că mă puneți pe lista de deputați. Și zice, fac ceva, nu folosesc expresia că mă ia CNA-ul ăsta noastră,
fac ceva, zice pe cuvântul de onoare, în politică nu există. La fel și aici. O afirmație, după aia explicat. Sunt alte conjuncturi, sunt alte presiuni. Eu reprezint poporul din Șimleu Silvaniei. Ei de pe mine m-au ales. Nu mă interesează politica, partidul în care sunt. Mă interesează să le pot duce programul la bună finalizare. Și atunci unde mă duc, unde mi se dă bani. Asta este, nu? Pentru un primar. Așa că o să tot aici, la emisiunea noastră, dacă o să-l întrebați, o să vă dea explicații argumentate, că nu au avut ce face și așa mai departe și trece. Cum vor trece, de fapt, majoritatea primarilor pe care o să-i câștige PDL-ul. Poate, din aia vechii. Că numai eu știu cum au reușit să-i forțeze, să facă presiunea asupra lor să nu treacă acum la PNL sau la cum a trecut ăla din Creaca. Mai mulți au vrut să treacă, dar au fost presați efectiv până în ultimul moment să nu treacă. Dacă căderea guvernului se întâmpla cu 2 săptămâni înainte de finalizarea termenului de depunere a listelor, ăștia nu rămâneau cu mai mult de 2-3 primari. Cum de fapt nu o să rămână după ce se termină chestiunea cu alegerile și cu trecerea primarilor pedeliști la alte partide, la respectiv astea care sunt la putere. Deci, cum să vă spun eu, este tragic ce se întâmplă cu partidul ăsta, dar așa merită, din moment ce n-au reușit, domnule, să-și atragă și în plan sentimental, să facă primarul să te iubească, domnule, să fie atașat, să fie prieten. Păi au plâns când am fost eu acolo, acum, ca și președinte PRM. Ne-am îmbrățișat, am dat mâna și zice, domnul Stanca, îmi vine să plâng. De ce? Că nu sunteți la noi și că o trebuie să plecați și nu știu ce. Deci, ce înseamnă asta? Spuneți-mi un primar care face gestul ăsta față de Bode. Bode nu răspunde la telefon. Nu răspunde la telefon. Eu și acum răspund și la țiganul Fane la telefon, dacă mă sună. Sau îmi cer scuze și revin eu cu telefonul. Deci trebuie să știi cum să lucrezi cu oamenii ca să fii lider adevărat. Nu un lider pus forțat sau numit, cum a fost domnul Bode sau mai ales Țurcaș, pe care poporul o dat jos din funcțiile de conducere din partid. Și după aia Bode, prin tot felul de mașinațiuni, l-a dus înapoi. Dându-i lui, cu de la sine putere, fără vot, fără nimic, funcția de președinte a Colegiului Șimleu, ca să-i facă loc în BPJ. Și după aia când a fost numit ministru, după postura de ministru, eu sunt cel mai tare, cel mai mare, tot fără niciun fel de vot a poporului pedelist, a fost pus șef de campanie. Pe ce asta, domne? Ăsta e partid, asta e democrație, dar oamenii ăia din partid, ăia mărunții, se uită ca la minunea la ceea ce se întâmplă. Cum să-i duci în campanie să lupte pentru tine pe astfel de oameni? Astfel de oameni te înjură. La subiect politic, demisia domnului Andreea Voș, a apărut în toată presa. Da, am văzut. Andreea Voș este o tipă ambițioasă, trufașă. Schimbarea asta a numelui ei, eu știu despre ea niște lucruri care ar fi trebuit să o facă să fie mai puțin așa viguroasă în plan politic cum a fost. Unul de neamurile ei, și poate că o spun în premieră, dar sunt informații, a fost în armata lui Horthy și cenzura evreii la ghetoul din Șimleu pentru a fi trimis la Auschwitz-Birkenau sau în alte lagere de concentrare. Un neam de-a ei, apropiat, pe care a chemat tot Voș. Probabil că asta a fi fost motivul pentru care și-o schimba numele, având în vedere că i s-o dat de înțeles că să știe chestia asta. Una din chestii. A doua, ea tot timpul vrea să se considere acolo creierul primului ministru. Mie personal mi-a spus că visul este să ajungă prim-ministru. Dom'le, trebuie să-ți vezi borurile pălăriei. Și plus atitudinea asta de... era acolo în emisiune. Nu mă învățați voi pe mine, dumneavoastră, pe voi economie. Pe mine mă învățați economie. Deci o tipă care le știe pe toate și mai departe. Pe Boc l-a învârtit cum a vrut. Ia. Ce-a vrut ea, aia a făcut. L-a manevrat cum a vrut ea. Și au creat tot felul de comisii, comitete și așa mai departe. Plus situația asta cu informațiile pe care au dat lui bărbatul său pentru bursă. Nu știu dacă alea sunt clasificate sau nu, dar rămâne. Băieții știu despre ce e vorba și sunt foarte convins că serviciile noastre secrete, partea aia din ele curată și cinstită, nesubordonată nimănui, ăia știu ce se întâmplă și vor lua măsurile în consecință. Deci nu-i văd un viitorul politic al lui Andreea Voș este gata. Cu asta s-a terminat, asta chiar că nu va fi primită nici într-un partid. Nimeni n-are nevoie de o țață de asta. Chiar dacă are studii, chiar dacă e mare lector, chiar dacă e nu știu cum de bună de gură, dar este numai papagal, numai vorbe. A
Iar ea niciodată nu a simțit economia reală, aia de jos, ăla de la butic, de la fabrică, de la privatul ăla care se luptă din greu cu impozitele, cu taxele, cu muncitorii prost plătiți, cu aia care pleacă. Niciodată, numai calcule în alte comparații cu informații cu care uimea lumea din presa internațională, din Spania, de pe nu știu unde. Deci zero barat. S-a terminat, punct cu Voș. Și cum am și cum a și venitele Andreea Voș în Sălaj. A înlăturat tot ăsta, pe Onorica, praf, pe aia, praf s-a făcut președinte de partid, nu cu durea pe ea de Sălaj. Vrea să ajungă ca președinte de partid, de județ, în colegiul director al PDL-ului la nivel național, cum așa a ajuns. Și să ajungă președintă, unde a ajuns prin vicepreședintă, pentru că Sulfina Barbu o pusă la punct și reținută la locul la care trebuie. Baj cam dur, domnule. Nu este dur, este real, domnule. Asta e părerea mea. Ceva, ce vreți să o laud, că e frumoasă, că ea... Mie nu-mi place nici cum arată. Plus paturile prin care au trecut ca să ajungă mare consilier de stat. Stolojan, ce să mințim? Toată lumea știe. Stolojan a susținut, a plimbat-o prin Bruxelles și așa mai departe. N-are rost să mai... Să-și vadă de treaba ei să ne lase în pace aici la Sălaj, pentru că n-are nimic cu Sălajul. Aproape de finalul emisiunii noastre, discuția despre doamna Voș, de fapt e o discuție mare despre sălăjenii care ajung în funcții înalte la București, în ministere și mai departe. Acum o să avem, se pare, un nou ministru care s-a născut în Zalău. Dom'le, s-a născut în Zalău, dar omul am înțeles că e super specializat, are tot felul de studii. A stat multă vreme în București, de câte am înțeles, este general Dumitraș, cam așa ceva. Așa, n-am auzit nimic despre el de rău. Mă uit tot timpul pe calculator, îi verific pe toți pe net să văd ce și cum. Mie mi se pare că e bine pentru Sălaj, pentru că avem unul de dacian, de la Uniunea Europeană. Domnul Cioloș, da, iar din Sălaj. Deci astea sunt lucruri bune care ne bucură. Ar fi bine ca Sălajul să aibă 50 de embleme, nu 3. Că și Cioloș, dacă vrem, e o emblemă. Domn cinstit, corect, care profesionist, care a ajuns acolo unde a ajuns, nu pe filisticuri politice și pe tot felul de combinații ca și Bode, că a ajuns ministru. Bode este un figurant și va rămâne un figurant. Vă mulțumesc, domnule Stanca, pentru prezența la o nouă ediție a emisiunii Rotisorul Politic aici la Radio Transilvania Zalău. Ne reauzim marți la ora 12 la ultima ediție a emisiunii Rotisorul Politic înainte de campania electorală pentru alegerile locale iunie 2012. La revedere! Și eu vă mulțumesc pentru invitație. La revedere!